Salut! În urmă cu 3 zile am făcut un tratament cu o soluție de calciu, îngrăcământ pe bază de calciu, la toate legumele din grădină. Astăzi trebuie să curățăm roșiile, le curățăm de frunzele uscate, frunzele de la bază, frunzele care intră în contact cu pământul și care de regulă se îmbolnăvesc. Este nevoie să îndepărtăm aceste frunze care încep deja să se usuce pentru ca infecțiile fungice să nu fie transmise mai departe în plantă. De aceea vom aplica un fungicid, zeamă bordeleză, în cazul de astăzi, care este o substanță pe bază de cupru. În soluția de stropit pe care o prepar, am să adaug și CropMax, un fertilizator natural. După care trecem la aplicarea acestui preparat direct pe plante cu pompa. Facem o aplicare intensă prin îmbăiere, de sus până jos, insistând la partea inferioară, la partea de unde pornesc infecțiile fungice. Pentru că partea inferioară, planta este în contact cu pământul, este umezeală, dedesubt și astfel sunt condiții favorizante, este o căldură sufocantă și în aceste condiții fungii se dezvoltă foarte rapid. Aplic acest tratament la castraveți, la roșii, la ardei, la fasole. Faceți tratamente ca să aveți plante sănătoase. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Multă sănătate și aveți grijă de voi!